Bine v-am regăsit! Trigonul Soarelui cu Marte generează energii care pot fi folosite cu succes pentru punerea în aplicare a ideilor care necesită un efort fizic mai mare și un anumit grad de risc. Dacă aveți planuri bine puse la punct, puteți să treceți la fapte. Sunt șanse mari să reușiți. Berbec. Puteți să începeți o activitate nouă, mai ales pe plan social. Sunteți entuziast și vă puteți baza pe sprijinul prietenilor și al persoanei iubite. Dacă aveți de luat decizii importante, țineți cont de sfaturile unei persoane cu experiență în acel domeniu. Taur. Se pare că aveți probleme sentimentale și sunteți nevoit să luați o hotărâre tranșantă. Puteți să vă ascultați intuiția. Apar rezultatele eforturilor din ultima perioadă, câștiguri financiare și afirmarea în societate. Sunt șanse să vă cumpărați un obiect de valoare pe care vi-l doriți de mai multă vreme. Vă sfătuim să nu încercați nicio speculație. Gemeni. O perioadă bună pe plan sentimental și social. În schimb, vă recomandăm să fiți prudent la serviciu și în afaceri. Există posibilitatea să aveți mici probleme cu banii, dar nu este cazul să vă îngrijorați. Rac. Se anunță zile cu mari satisfacții în societate și pe plan financiar. S-ar putea să plecați într-o călătorie neprevăzută, în interes de familie. Verificați cu atenție actele și bagajele înainte de a porni la drum. Leu. Traversați o perioadă favorabilă din toate punctele de vedere. Este posibil să obțineți un câștig material important, dar nu fără efort. Cu partenerul de viață vă înțelegeți perfect. S-ar putea să mergeți într-o vizită la prieteni. Vă sfătuim să fiți cumpătat. Fecioară. Sunteți plin de energie și aveți idei inspirate. Puteți avea satisfacții pe plan social și intelectual. Afacerile se pare că merg din plin, iar relațiile cu partenerii sunt bune. Vă recomandăm să fiți mai atent cu membrii familiei. Cu următoarele 6 zodii ne vedem imediat!